27 de pompieri au intervenit seara trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnind la o moară din localitatea Seaca. La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la nivelul morii pe circa 300 de metri pătrați și la o locuință din apropiere, dar și la acoperișul acesteia pe circa 100 de metri pătrați. Mai bine de 4 ore s-au luptat pompierii cu flăcările. La această oră se acționează pentru lichidarea ultimelor focare și îndepărtarea efectelor negative. Nu au fost înregistrate victime. La locul evenimentului s-au deplasat echipaje din cadrul ISU Olt și ISU Telorman, în total 27 de pompieri cu 4 autospeciale de stingere, 3 autospeciale pentru primă intervenție, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și un echipaj smurt. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta la moară, la o anexă gospodărească, dar și la acoperișul casei aflate în imediata apropiere. Pompierii au localizat incendiul în limitele găsite. Au ars moara în totalitate cu suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, o anexă gospodărească aflată în curtea din imediata apropiere, cu suprafața de circa 70 de metri pătrați și aproximativ 10 metri pătrați din acoperișul casei din aceeași gospodărie. Cauza probabilă a incendiului a fost un scurt circuit electric.